Da, parcă totul este legat în perioada aceasta, cumva, de Paște. Mâncarea, liberele, chiar și nunțile, pentru că tot după Paște se dă startul la nunți și nu puține. Sunt doamnele care chiar în aceste momente, as we speak, își caută rochea de mireasă. Uite, chiar n-am fost pe acolo. N-am ajuns, nici nu m-am... Dar garantez că pentru bărbați lucrurile sunt, cred, puțin diferite. Nu cred că noi facem așa mare caz de ținute. Petrecerea burlacilor trebuie să iasă bine. Și poate ne gândim un pic la mașina cu care conducem mireasa, nu, la evenimentul frumos, la restaurant, apoi acasă. Deci cam asta e, ăsta e traseul, nu? Este important și asta, confirm. Dar deocamdată colega noastră, Francesca Simionescu, a vorbit și cu viitoarele mirese, dar și cu designerii și a aflat câteva puncturi despre ce se poartă, dar și cum se poartă să te avantajeze. La rochia de mireasă mă refer. Ele. Vin și spun, eu cred că mi se potrivește o rochie prințesă pentru că sunt mică, că sunt mai plinuță, că sunt prea slabă sau... Ei, de aici plecăm. Prima dată dăm în general clientelor, dăm modelul de rochie care cred ele că li se potrivește și de aici realizăm împreună că fiecare corp e diferit. Noi suntem diferite fiecare, suntem speciale în felul nostru. Mireasa noastră oscilează între o variantă de A-line, dar pe tiparul de prințesă, de exemplu acest model de rochie, se duce ușor în A-line, dar este pe variantă de sirenă. Da? Nu este sirena clasică care pleacă cu croiala până la genunchi, de aici pleacă cu tiulul în jos. Este tot pe o croială de A-line. Această domnișoară, viitoare mireasă, a probat, cred că ai probat câte? Ai probat șase? Șase. Toate diferite. Fiecare rochie e diferită în felul ei. Și de aici am plecat să vedem care îi se potrivește mai bine. Ea rămâne tot la prima. Prima, da. Genul acesta de rochie, deși este superb, după cum putem vedea, nu că avantajează un anumit tipar de fete, dar putem merge la orice fel de petrecere cu rochie pe corp. Dar cu o rochie de prințesă, eu zic că în seara cea mare este cea mai bună alegere. Consider că mă avantajează mult mai bine modelul de prințesă și mă face să mă simt prințesă. Până la urma urmei, odată în viață suntem prințese, nu? De simțit putem să ne simțim cum vrem, dar rochia trebuie aleasă cu mintea, nu cu sufletul. Cea de prințesă nu avantajează pe oricine. Degeaba ne lăsăm atrase de mirajul unei rochii de prințesă pe care poate o visăm din copilărie. Dacă statura, corpul, înălțimea nu ne ajută, atenție, rochia tip princess, cu cât este mai amplă, cu atât este mai demanding, să spun așa. Cere foarte mult și de la noi, nu numai noi de la ea. O rochie tip princess nu este pentru oricine. O persoană foarte mică de statură, o persoană minionă, care mai are și forme rubensiene, nu este tocmai pusă în valoare de o rochie de acest gen. Pentru acest gen de rochie trebuie să fie înaltă, în primul rând. Nu există un standard sau o regulă, dar în general recomandăm o persoană cu o talie destul de mică și o persoană înaltă pentru acest tip de rochie princess. Ce te faci dacă înălțimea nu se ridică la înălțimea așteptărilor? A-line-ul acela, stilul royal, stilul aristocratic, folosit foarte mult la casele regale. Orice tip de A-line, pe românește forma literei A, variațiuni pe aceeași temă. O rochie să pună în valoare linia corpului, să o înalțe. Bineînțeles că persoanele respective micuțe de statură o să trebuiască să facă un sacrificiu să poarte tocuri. Vestea bună e că orice mic defect se poate ascunde într-un mod artistic, fie că vorbim de statură, talie, șolduri, mâini. O talie puțin mai groasă se subliniază de cele mai multe ori printr-o linie fină și printr-un cordon, eventual de altă culoare, dacă mireasa dorește acest lucru. Vom merge în consilierea noastră către clientă pe genul de rochie care acoperă partea de sus, cu o mânecă de diferită lungime în funcție de, bineînțeles, și de modelul final, ca să nu schimbăm foarte mult estetica rochiei și nici așteptările estetice ale miresei, cu un decolteu care iarăși se personalizează și se lucrează în funcție de bustul care este mai mic sau mai mare, se montează cupe acolo unde este cazul, se dublează cu o țesătură nude care să susțină un sân care este foarte generos de la natură. Talia, care nu este foarte bine definită
din naștere se subliniază de către designer prin diferite mici artificii estetice, cu un cordon de perle, de cristale, nu știu, de satin, de tafta. Sigur, dacă ați ajuns în punctul în care veți ajunge în fața altarului, teoretic știți exact ce vreți. Insistăm totuși, atunci când alegeți rochea de mireasă, pregătiți-vă să ascultați și sfatul stiliștilor. La finalul zilei, tot ce contează este ca voi simțiți cu adevărat prințese, cu trenă și corset sau fără.